Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Interacțiunea cu câini îmbunătățește starea de spirit a oamenilor. Și aș adăuga eu că dacă e vorba de câini care te aleargă, asta îmbunătățește și condiția fizică. Simplul fapt de a privi câinii în ochi poate crește nivelul de oxitocină, un hormon asociat cu sentimentele de dragoste și încredere. Ceea ce e adevărat, mă, nu? Adică oricine iubește câinii simte, se simte mai bine când interacționează cu un, cu un cățel. Și mie cumva... Înțeleg, nu înțeleg pe oamenii cărora le e frică de câini. Sigur, sunt câini. Eu sunt cel, cred că ți-e frică. Mie mi-e frică de câini maxim, oricând, în toate pozițiile. Nu cred, mă, nu știam asta despre tine. Serios, mi-e frică rău de câini. Nu glumești, nu? Nu glumesc. Dar știi că poți să-ți am avut câteva episoade și pe stradă, unde nici ei părea că nu mă plac pe mine și... Cu cât ți-e mai frică de ei și așa, cu cât te simți și... Nu mă pot abține, adică n-am... Dar știi că au un limbaj corporal așa. Extrem de ușor de înțeles. Am adică încercat eu înțeleg orice limbaj corporal. Dacă mă pot apropia caporal. De un câine sau nu, că sunt câini de care și eu nu mă apropii, că îi simt de la distanță că nu e regulă, dar alții sunt... Bă, nu asta e problema, că ei se apropie de mine, nu eu de ei. Dar unii vin să iei în brațe, mă, să-i scarpit după urechi. Nu e adevărat. Mamă, și am luat în brațe ceva de speriat. Haide, mă, că unii vin, spun ei, băi, vreau să mă joc, vreau să mă scarpi, nu? Da, am întâlnit eu pe la Venus, pe acolo, într-o dimineață, acum ceva vreme, pe plaja aia, unde m-am dus, era de drag ca să privesc răsăritul niște de acolo ai rămas cu trauma asta? Și de acolo. Aveam de mai mult timp. Și de acolo, da. Ione este așa, e foarte rezervată cu câinii și, în general, e frică de toți. Și nu e explicat că există o poziție... Ba, o... da, de nenumărate ori, dar nu înțelege. Uh-huh. Eu iau în brațe practic pe toți, în afară de aia care sunt chiar... Băi, scrie pe ei, nu te apropia de mine. Ok, te-am înțeles, e în regulă, rămânem la distanță, nu interacționăm. Dar îi simți, nu știu cum, am chestia asta. Acum suntem într-o zonă civilizată aici în Piperada, acum vreo 25 de ani. Aici era undeva în zona asta, era sediul Nova Music unde lucram. Și erau în fiecare dimineață în jur de 25 de câini. Pe vremea aia domnul Traian Băsescu nu se apucase să facă curățenie în București și pe zona asta. Mă așteptau cu drag în fiecare dimineață. Îmi imaginez. Serios. Adică nu intram, întârziam la serviciu, făceam absolut orice. Până nu venea cineva cu mașina, nu, și mașina trebuia să mă lase fix... În poartă. Da. Dar mai ținte, când am venit eu la Europa FM, sediul era în Horia Măcelariu. Și acolo era un dulău care era spaima străzii și îl chema Vlăduț. Și era prietenul meu cel mai bun. Da. Ce să spun, am venit... De mâncare în fiecare dimineață. În fiecare dimineață, da, scărpinam. Și tu și eu. Și altfel... Da, și erau probleme, adică părea destul de agresiv. La urmă, cred că l-au luat chingherii. Da, deci, întrebare, ce animăluț ai dacă ai acasă? Ce animăluțe ai avut? Care e cel mai ciudat animal pe care l-ai avut acasă? Eu am avut inclusiv, v-am mai zis, asta un pui de liliac. Cred că era pui, adică era destul de mic, spre oroarea maică-mii. Și am vrut să aduc broaște acasă, asta a fost, s-a pus piciorul în prag, deci la broaște nu s-a permis accesul. Dar în rest, toate animalele posibile și imposibile le-am avut, foarte drăguțe, acum am pisoi. Ce animăluțe ai? Care este cel mai mișto animăluț de casă? Adică, din punctul tău de vedere, care este animalul care, cu care te înțelegi cel mai bine? 0372-069-599, telefoane să vorbim despre prietenii noștri, prietenele noastre necuvântătoare și, și mesaje audio pe WhatsApp 0728-3D1-3D2 și spuneți-ne cum v-ați cunoscut. Adică... Eu pe cineva care are porumbei acasă. Porumbei? Care e cel mai mișto animăluț de casă? Ce animăluț aveți sau ați avut cu care vă înțelegeți cel mai bine? Eu făceam temele la analiză matematică cu hamsterul pe birou. Aveam hamster. Da, am avut și hamster. Și îl scoteam din... trăia într-un terariu și îl puneam pe birou, îi făceam așa un fel de gărduț din cărți. Avea avantajul că rodea cărțile de algebră. Ah, ce bun, ce bun! Bună dimineața! Întotdeauna mi-am dorit un șarpe, care este unul dintre cele mai bune animale de casă, pentru că nu scot niciun cuvânt și eram pe punctul de a-l achiziționa, doar că a trebuit să mă însor și am renunțat la el. Forțat, bineînțeles. Deci ai luat șarpe. Da, voiam șarpe, dar m-am însurat și n-am mai fost nevoie. Bună dimineața! 4 pisici, 4 câini, 10 porci, 2 vaci și cam atât. Ești 4x4. Ferma animare. Da, unele le ții de mâncare, sper. Neața, prietenii. Apropo de animăluțe, eu am un cățel... cred că labrador coșit cu cocker. L-am găsit acum 9 ani de zile sub mașină, era trebuit de frig într-o iarnă. Da.
imediat l-am luat, l-am adoptat și s-a creat o conexiune între mine și el. Normal, logic. Neimaginabil. Salvatorul dacă lui. Începe să vorbească, nu mă miră. Este foarte inteligent, foarte prietenos și am pus numele Patraulea. Patraulea. Este extraordinar. Ia vino, cu ce mă cât de cuminte este și cât de ascultător și înțelegător și ne înțelegem doar din priviri. O zi bună vă doresc, Roman. A vorbit, mă, Patraulea, cu aceste scarpi. A vorbit exact ca bunica mea, Dumnezeu să ierte, așa era, mare iubitoare de animale, uh-huh. Și a avut o cățelușă, Cleopatra, tot așa salvată de pe stradă și care într-adevăr era foarte isteață. Uh-huh. Și la fel înșea. Măi, Luca, da, înțelege tu ce vorbesc. Înțelege, domnule, da. Sunt foarte atenți la intonații. Da. Adică, evident că nu înțeleg ce spunem, de fapt, dar sunt atenți la intonații, știi? Și dacă schimbi un pic intonația, simt când ești nervos, vezi, când ești furios, când vrei să te joci cu ei. Chiar sunt un mare sprijin pentru persoanele singure. Da. Câinii. Și pisica. Da, câinele, centrală. Că pisica n-are chef. Mai da. Dispare. Că înainte de Cleopatra a avut o pisică. Tot așa, pe care a găsit-o tata într-o noapte când a venit din gardă, a parcat mașina și era să o calce, era uh-huh, mică. Uh-huh. Și a dus-o acasă, mama i-a zis, te rog frumos, raus. Eu eram și alergic. Raus. Nu știu dacă eram alergic la... Dar eram alergic în general și mama în general... Așa ți s-a spus, că ești alergic la pisici. Nu, 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 eu sunt alergic. Eram alergic la polen. La pisici nu eram testat, dar mama a folosit și acest argument pentru a nu rămâne nicio pisică. N-ai avut animal, mă, când erai mic, niciodată? Te n-auzi, la bunica nu mea. La bunica, mă, tu să fi... Păi am avut pisica asta câteva zile după care a fost exportată sau deportată și am mai avut un... Mi-a adus tata într-un an, că îmi doream foarte mult, un pui de Doberman. Așa. Lea a chemat-o pe cățelușă. Și cât a stat am tu? Avut-o vreo 3 luni. Oh, și după, după ce a stricat a patra pereche de pantofi a mamei, s-a cedat psihic. Ia și lăsa pantofii să o tenteze. Nu, i-a pus, nu se putea. Leia făcea prăpăd. Bă, făcea prăpăd, mamă, și avea niște dinți ascuțiți, Leia. Când sunt mici, da, au dinți ascuțiți. Erau ca niște nume. Și făcea ce prindea, făcea ferfeniță. Aha. Composta. Știi că ferfeniță e cu n și nu cu l? Ferfeniță, da, cu n, da, dintotdeauna. Asta e mai nou? Sau? Da, nu, serios, adică eu am crezut mult timp că e cu l. Ferfeliță. Pentru că la mine în cartel se zicea ferfeliță, te-am făcut ferfeliță, nu niță. Uite așa evoluează limba. Da. Practic. Și învățăm lucruri noi la Europa FM. Uite așa o să ajungem să mâncăm măsline. Măsline. Iată. Florin, bună dimineața. Bună dimineața, Florine. Salut. Salut, băieți, salut. Eu am 6 căței. 6 căței? Acum 9 ani am... 6 căței, da. Wow. Acum 9 ani de zile am cumpărat pentru prietena mea o cățelușă de Yorkshire. Da? Sunt niște căței mici și drăguți. Mi-a făcut puiut. Da, niște căței mici și foarte inteligenți, uh-huh, și foarte, foarte activi. Uh-huh. Am avut puiuț la ea la 3 ani, am păsat un pui, celălalt i-am dat în familie și după aia am adoptat încă 4 de păsări. Mamă. Așa că am 6 căței. Dar îi ții în casă sau în curte? În apartament avem 2 și la curte avem 4. Da, okay. Deosebit. Să știi că se creează într-adevăr o conexiune între noi și ei, inexplicabil. Dar nu slăbește conexiunea că sunt așa mulți, adică nu pierzi din... Nu, nu, că au bine. Nu pierzi semnalul. Asta. Nu, că tu ești liderul haitei acolo, este foarte... Dar să știi că am remarcat oamenii care încep să adopte câini. Avem o prietenă care a și lucrat cu noi într-o vreme și care soțul este medic veterinar și ea este nebunită după animaluțe și recuperează, adoptă de pe stradă orice. Și cum vede o pisicuță, un cățeluș bolnav, îl duce acasă, face eforturi să caute, să dea la adoptat. Da, a avut și cioară. A avut cioară, da. Da. Și la un moment dat, domnul doctor i-a spus că dacă mai aduce acasă și o muscă, iese cu scandal. Gabriel, bună dimineața! Bună. Salut. Dimineața! Bună dimineața! Bună! Acum mai bine de 10 ani, 10 ani și un pic, mi-a venit în casă un medicament care mi-l promisese un foarte bun prieten și fost partener din Japonia. El este un Akita Inu. Ai, Akita, este un câine fantastic, uh-huh, recomand la toată lumea. Și în special generației de acum, fiindcă au ce să învețe de la acest câine. Aha. Ce înseamnă demnitate, ce înseamnă onoare, ce înseamnă stabilitate. Deci este, Akita este dintr-o rasă primitivă. Se presupune că provine din primii câini care au fost domesticiți. Și se mai spune, exact, și pisica canină, pentru că nu este, e un câine foarte curat. Așa este? Exact.
nu latră, de peste 500 numai în cazul de ani. Dacă e în Japonia, să nu deranjeze japonezii, nu latră. Practic, nu deranjăm pe nimeni decât dacă e nevoie. E dat pe silent. În rest, suntem curați. De în fabrică. Da, și suntem pe silent, format. Și curat în ce sens? Că toți câinii sunt curați. Curat. Nu chiar. E un câine foarte curat, niciodată nu a... Adică strânge părul după el, ce face? Explică-mi, că eu nu înțeleg de ce sunt alți câini murdari. Nu miroase, nu? Achita nu miroase. Una, nu, își are totuși mirosul lui. Grăsimea care generează protecția lui, a blănii, are un mic miros. Dar curat în ce sens? Nu-și face niciodată nevoile în curte, nu-și face niciodată nevoile unde stă. Întotdeauna face în iarbă, lucru care mă ușurează pe mine pentru a putea să-l strâng. Și face chestia asta, mă iertați, că asta până la urmă face orice câine după ce apucă să fie dresat de stăpân. Dar, ăsta face nativ chestiile astea? Adică vine din fabrică cu setările astea și nu trebuie să mai vezi tu, să-i dai cu ziarul la funță. N-ai iarbă, e constipat permanent. Mulțumim, hai să vorbim și cu Maria. Bună dimineața. Bonjour, Marie. Bună dimineața. Bună. Noi salvăm animale de zeci de ani, eu și soțul. E o muncă extraordinar de grea și de costisitoare, atât emoțional cât și financiar. Așa. Adică te ruinează la propriu pe ambele părți. Dar faceți asta ca un hobby sau, adică, mă rog, ca un hobby? Nu poți să-i spui adică hobby. Aveți o asociație care se ocupă de asta? Nu. Aha. Nu avem asociație pentru că trebuie să îndeplinești anumite condiții, să ai casa ta, să ai teren, să ai nu știu ce. Nu, la noi e mult mai complicat, însă avem zeci de suflete acum în grijă. Și unde le țineți? În casă. Zeci de animale în casă? Da, în casă. Okay. Dacă vreți să veniți să vedeți că nu pute, nu... bine, mai distrug, de distrus mai distrug. Ce animale sunt? Ce luați? Câini și pisoi, dar am salvat căprițe, ieduci, bivoli, tăurași. Mamă, nu cred că aia nu i-am ținut în casă. Asta vă întrebam. Aia nu i-am ținut în casă. Aici ne-ați pierdut, să știți. Mai ales că noi nu... Da, știu. După ce ați salvat, nu mai supărați pe mine. Nu, tăurașii nu, și ăștia ați mâncat, sau... Sunt la un sanctuar. Ok. La sanctuar, da. Am înțeles. Da. Mulțumim pentru mesaje, telefoane, a fost frumos. L-a salvat pe tăuraș și pe urmă a făcut gulaș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.